Noaptea trecută a avut loc un accident rutier soldat cu 3 victime pe DN6 în localitatea Ciochiuța. În accident a fost implicat un singur autoturism care, din cauza timpului nefavorabil și neadaptării vitezei la condițiile de mers, a părăsit partea carosabilă. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia, cu o ambulanță Smurd și o auto specială de lucru cu apă și spumă pentru salvarea celor 3 victime implicate în accident. Două dintre ele au primit îngrijiri medicale, dar au refuzat transportul la spital deoarece rănile nu au fost grave. Noaptea trecută, echipaje operative de pompieri din cadrul stației Stehaia au intervenit cu o ambulanță SMOR și auto specială cu modul de descarcerare la un accident rutier produs pe drumul național 6, pe raza localității Ciochiuța. În accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Două persoane, conștiente și cooperante, au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURT și SAJ, ulterior acestea fiind transportate la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnul Severin. Cea de-a treia persoană implicată în accident a refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului pentru cercetări. În cauza a fost întocmit dosar penal. În cursul zilei de ieri, o femeie de 45 de ani din Ieșelnița, în timp ce conducea un autoturism pe DN6 în localitatea Ciochiuța, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a doi pasageri care au fost transportați la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Totodată, în ultimele 24 de ore, pompierii mehedințeni au desfășurat 7 acțiuni, 5 dintre acestea pentru verificarea măsurilor sanitare impuse de autorități, iar cele două pentru preluarea și transportul unor persoane confirmate cu COVID-19.